make them bounce. Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la un nou episod din cariera noastră cu Steaua București. Avem meci în Liga Campionilor, în deplasare la Porto, unde trebuie să câștigăm. Porto, echipa de pe ultimul loc cu un singur punct. Noi avem 3 puncte, Arsenal este pe locul 3 cu tot cu un punct și să batem acum pe Porto. Ricardo Pereira în careul nostru. Pereira trece acolo, pasează la Adrian, Budescu interceptează și acum Hagi pentru Embolo. Embolo, atacantul nostru de Liga Campionilor, să vedem pe Embolo ducându-se de unul singur. Are viteză Embolo, Maicon însă reușește să îl oprească pe Brel Donald Embolo. Chișna pentru Embolo, jucător care a jucat și în Liga Campionilor împotriva lui Real Madrid. În realitate, acum o centrare bună, este gol! 1-0! Alex Kipciu reușește să marcheze, capitanul nostru Alex Kipciu îl învinge pe portarul celor de la Porto și este 1-0. În Liga Campionilor jucăm excelent, în campionat din băgate nu o facem atât de bine. Să sperăm însă că ne vom reveni și în campionat. 1-0 în Liga Campionilor împotriva celor de la Porto. Să sperăm că vom mai oferi și astfel că vom mai oferi în continuare spectacol și că vom mai marca pe parcursul acestui meci. Este Cristian Teo cu o pasă la Adrian, centrare periculoasă și va fi corner pentru Porto, care este periculoasă la poarta noastră. Teo, jucător al Barcelonei, împrumutat aici la Porto. Teo centrează Brahimi și Budescu reușește să respingă balonul, iar acum pasa lui Han genială pentru Embolo, însă Reyes a reușit să îl oprească acolo pe jucătorul nostru Hector Herrera. Mai departe la Teo, Cristian Teo centrează periculos, Nicla Schule reușește să respingă din fața adversarului său direct din acest meci. Se accidentează Adrian. El a fost la... Dar ce urât a căzut din acest duel cu Schule și se accidentează. Aici un semn de fair play arătat de cei de la Porto. Kipciu trece frumos, Alex Kipciu are o viteză foarte, foarte bună și un control excelent al balonului. Kipciu, iată ce cursă reușește aici. Kipciu este în careu, Ricardo Pereira este cel care îl oprește pe Alex Kipciu. Avem însă corner și este Pele cel care vine la colț să-l ajute pe Kipciu. Centrează Pele pentru Embolo, balonul a fost respins. Gilas, cât s-a înălțat acolo și a lovit cu capul Gilas. Acum Teo la balon, Cristian Teo cu o pasă la Hector Herrera. Hector Herrera este nevoit să întoarcă până la Maicon. Minutul 39, dragi prieteni, avem 1-0 în continuare, dar cei de la Porto sunt foarte, foarte periculoși. Două schimbări forțate în acest meci, o centrare periculoasă, Toșca reușește să respingă. Două schimbări forțate în acest meci și pentru noi și pentru cei de la Porto. Acum Pele, de fapt este Embolo cel care trece foarte frumos, Embolo în centru, Embolo trage, dar portarul Ricardo reușește să apere acest șut foarte periculos al lui Brel Donald Embolo. Am avut o șansă excelentă aici. Schule este faultat, avem o lovitură liberă, trecea frumos acolo Schule dacă nu era faultat și un cartonaș galben normal pentru Maicon. Să vedem în minutul 45 dacă vom reuși să facem ceva, să bată altcineva, nu ai Han. Pele să bată, dar nu cred că ar trebui să bată pe poartă. O centrare a lui Pele, cam la a doua bară, Chișna trage de acolo, Ricardo reușește să apere și acum Embolo, Ricardo, gol! Alex Kipciu, dublă pentru Alex Kipciu, 2-0. Facem în minutul 45, a fost un carambol aici în careul lui Ricardo și Kipciu reușește să fie omul potrivit la momentul potrivit, să facă o dublă și să ne desprindă la două goluri. Spectacol aici pe terenul celor de la Porto, 2-0 în prima repriză și sperăm să nu ne oprim în repriza secundă. Cristian Teo este careul nostru, Teo controlează bine balonul, Schule reușește să respingă încă o dată, Nicla Schule și acum Embolo îl vede bine acolo pe... Nu se poate și Embolo se accidentează, nu este Pele cel care a intrat în locul lui Hagi. Este un post blestemat acest post.
Hagi s-a accidentat, Pelea a intrat în locul său și la fel s-a accidentat și el. Sperăm să nu se accidenteze și Tănase. Și nu le-am dat mingea celor de la Porto, dar oricum am pierdut-o. Gilas, cum călcâi la Jose pentru Teo. Teo este oprit foarte bine de Tănase. Cristi Tănase nu a reușit să treacă însă de Teo. Are viteză mai mare, normal, decât el, acest atacant. Nu este un oar clasic, dar este acolo între 11 și 9, dacă vreți, între 10 și 9. Teo, Schule oprește balonul, să vedem decizia arbitrului. Un fault, o lovitură liberă pentru cei de la Porto. Minutul 62, sunt la poarta noastră și trebuie să fim foarte, foarte atenți. Aihan este cel care respinge de acolo și Tănase nu dă drumul la balon. Trebuia să dea drumul pentru că sunt pe cale, erau pe cale să marcheze cei de la Porto. Iată acum pe Michel pentru Teo. Teo trage apără, Bălgrădean. Erou Bălgrădean. Un meci mare făcut, ca multe alte meciuri făcute de Bălgrădean. Nu s-a, să spunem, nu s-a adaptat din prima, dar acum este un portar bun pentru noi, un portar important pentru noi, normal, Cristi Bălgrădean. Filip recuperează foarte bine, pasă pentru Kipciu. Kipciu la Embolon, care Ricardo reușește să scoată balonul, Ricardo Pereira. Șuta lui Filip, are a lui Filip și acum Chișna, apără Ricardo. Balonul este respins, încă un șut al lui Filip și avem corner. Când atacăm la poarta lui Porto, atacăm, nu glumă. Iată raportul șuturilor, 9-3 în favoarea noastră. Schule centrează Embolo cu capul, al 10-lea șut către poartă, un șut cu capul al lui Embolo. Ricardo a reușit însă să o salveze foarte bine pe Porto. Centrare, încă una și încă un șut al lui Toșca. Ricardo de această dată s-a uitat, a fost spectator la acest șut care s-a dus însă peste poartă. Am văzut și raportul șuturilor între raportul paradelor între Ricardo și Bălgrădean, 7-2. A dominat, să spunem, Ricardo, dar asta este bine pentru noi, într-un fel, pentru că am controlat meciul, să spunem, cu mai multe ocazii. Am dominat meciul, de fapt, nu putem spune că l-am controlat pentru că posesia a avut cei de la Porto, asta este clar. Iată-l pe Teo, este la poarta noastră. Teo centrează pentru Brahimi, Aihan scoate în corner. Să vedem câte minute de prelungire se vor acorda, cred că 5, așa am văzut acolo arbitrul, că era cu acea bancardă în mână. Intră și Vâlcea în locul lui Budescu, l-am băgat noi pe final de meci. Gilas centrează, Gilas pentru Quintero. Quintero trece ușor de Aihan, foarte talentat Quintero, foarte rapid, pasă la Cristian Teo. Trebuie să fim atenți să nu se mai accidenteze nimeni, să nu intrăm brusc, centrare periculoasă, balonul se duce în afara terenului și meciul se încheie 2-0, victorie importantă pentru echipa noastră în fața celor de la Porto. Și Arsenal a câștigat 2 luni Pele, wow, cât de mult, și 4 săptămâni Yanis Hagi, doar o lună Yanis Hagi, dar Pele s-a accidentat chiar mai mult decât el, 2 luni. Avem două lipsuri foarte importante. Hagi îl va înlocui. Tănase și îl vom schimba. Fii atent, pe Tănase cu Kipciu și apoi pe Tănase cu Chișna, pentru că Chișna mai poate juca pe dreapta, Tănase joacă doar pe stânga. Și să scoatem pe Hagi și pe Pele de la rezerve. Luăm pe Brevel, normal, și pe Târnovan, pentru că este și mai tânăr. Și astea sunt și rezervele noastre și primul nostru 11 pentru meciul cu Cluj, meci pe terenul nostru, care îl vom simula, nu, să jucăm în Cupa României. Da, îl vom simula, și am pierdut din păcate cu Cluj. Mai bine jucam, iar în Cupa României facem 0-0. Oricum vom mai avea un meci cu Craiova în campionat. Se accidentează 5 zile Ricardo Chișna, dar sper să-și fi revenit. Foarte, foarte greu. Am luat 62.000 buget de transfer din Cupa României. Chișna este foarte obosit, am văzut acolo. Iată, deci nici nu poate juca. Să băgăm pe Kipciu și pe Breveld, o să-l băgăm acolo, pentru că n-avem pe altcineva. Așa, și pe Breveld.
Asta este echipa noastră. Din păcate am pierdut incredibil pe terenul nostru cu UCLU și jucăm cu Craiova. Budescu trece foarte frumos. Constantin Budescu trece încă o dată și de Frăsinescu. Budescu are poftă de joc. Budescu centrează la a doua bară. Straton reușește să împingă balonul până la Bancu, fundașul tânăr al celor de la CSU Craiova. Iar acum Pablo Brandan cu minge spate la Nuno Rocea. Jucăm împotriva celor două nume sonore ca antrenori, să spunem, din Liga 1, Cârțu și Săndoi. Doi antrenori care au făcut mare performanță la această echipă CSU Craiova, care nimeni nu mai spera să o salveze de la retrogradare. Iată-l acum pe Bancu, centrează Bancu, Bălgrădean reușește să respingă. Și acum Nicardo Brevel pentru Brel Donald Embolo. Embolo se duce de unul singur, nu are sprijin și preferă să ia această fază pe cum propriu. Embolo este careu, Embolo, gol! Superb! 1-0, Embolo este cel care reușește să marcheze. S-a dus în viteză și a știut bine ce face cu balonul. Marchează Embolo și avem 1-0. Un șut superb în plasa laterală a lui Embolo, cu care îl învinge fără probleme pe portarul Straton. Are doar 2 goluri în Liga 1 Embolo, dar golgheterul nostru al Stelei în Liga 1 este Vilalva. Hergelegiu centrează, Bălgrădean reușește să scoată până la urmă balonul și acum Chipciu cu o pasă la Embolo. Embolo pentru Budescu, mai departe la Cristi Tănase. Tănase 1-1 cu Achim Tănase. Mateiu reușește să oprească balonul. Ce riscant a trimis Toșca acolo la Aihan. Greșim, această pasă a fost intercepția lui Toșca pentru Nuno Rocea. Mai departe la Pablo Brandan. Brandan, un jucător foarte tehnic argentinianul, a jucat la Steaua. Brevelt cu o pasă la Budescu, faul la Brevelt. Și încă un cartonaș galben și este al doilea, este roșu, joacă cu un om în minus. Mateiu ia al doilea galben și primește și vede și cartonașul roșu. Un om în minus pentru cei de la CSU Craiova. A ieșit Mateiu de pe teren și nu a fost înlocuit de nimeni, normal, pentru că l-a luat roșu. Acum să ne pe Brevel, cu o pasă la Budescu. Budescu la 1 cu Frăsinescu, jucătorul care a luat galben încă din minutul 2. Acum Brevel cu o pasă la Cristi Tănase. Tănase centrează! Nicușor Bancu reușește să respingă. Și un contraatac încercat de cei de la CSU Craiova. Trebuie să fim foarte, foarte atenți. Chiar dacă au un om în minus, au forța însă pe atac să rupă apărarea noastră, însă dacă vom sta bine în teren nu vor avea cum să pătrundă printre noi. Checo Vilalva are viteză foarte bună, a intrat în locul lui Embolo, atacantul nostru, însă n-a reușit să treacă acolo de cai. Vilalva nu are amintiri foarte plăcute cu această Craiova, ne-a învins în campionat sezonul trecut și cai a făcut un meci chiar bun împotriva noastră. Să vedem acum pe Matson. Matson trece ușor acolo, Matson cu o pasă la Ivan. Ivan este în careul nostru, centrează Ivan la a doua bară, Steliano Filip și Brandan scapă mingea în out. L-am văzut acolo și pe banca de rezerve pe Embolo. Se odihnea acolo Breldona de Embolo. Achim, este Filip în fața lui, încearcă să-l oprească pe Achim. Achim este oprit de Filip, dar asta pentru un moment, reușește să obțină însă un out pentru echipa sa. Bancu, din nou la Achim, 1-1 cu Filip, centrare la a doua bară! Și Ivan reușește să marcheze, este 1-1. Cu un jucător în minus, cei de la CSU Craiova a reușit din păcate să ne marcheze. Nu am știut să profităm de faptul că avem un jucător în plus și asta ne-a costat. Acum Brevelt, gol! Nicardo Brevelt! Ce șut reușește să prindă surinamezul Nicardo Brevelt! Un șut superb! Chiar imediat după golul celor de la CSU Craiova, Brevel trece foarte frumos și șutează incredibil la colțul scurt, îl învinge pe portarul Straton cu un șut torpilă, un șut bombă de la o distanță apreciabilă. Nicardo Brevel reușește să ne readucă în avantajul acestui meci. Meritam asta, meritam după părerea mea. Și a voastră cel puțin, am avut un jucător în plus și încă mai avem și era și păcat să ne încurcăm și în acest meci. Ivan foarte bun la cap, acum Frăsinescu în careul nostru, Frăsinescu! Nu se poate!
marchează încă un gol cei de la CSU Craiova. Frăsinescu este cel care îl învinge aici pe Bălgrădean. Bălgrădean ia două goluri de la foștii săi coechipieri și atât nu mai mușcă momeala adversarii noștri. Breveld este nevoie să se ducă în flanc acum. Breveld însă trece frumos, își face mingea pe șut. Bancu! Intervine acolo la Nicardo Breveld. Cât ghinion avem. Și Filip acum pentru Chipciu. Încercăm să reconstruim, mai sunt doar 3 minute la dispoziție. Minge lungă pentru Tănase Matson. Incredibil la cap aici Matson. Incredibil la cap toți jucătorii lui Craiova în acest meci. Craiovei, de fapt. Achim cu o minge în care nu se poate. Este 3-2. Cum au întors scorul? Cu un om în minus. Marchează și face 3-2. Andrei Ivan face o dublă, din păcate. Dar poate vor reuși să revenim. Nu mai avem timp. 3-2. Ce înfrângere. Nu se poate așa ceva. 3-2. Nu-mi vine să cred cum ne-au bătut cei de la Craiova în Liga 1. Stăm foarte prost. Din păcate, trebuie să ne revenim cumva. Dar nu știu cum vom mai putea reveni în campionat, pentru că cei de la Pandurii sunt foarte mult în clasament. Să vedem cât sunt peste noi în clasament cei de la Pandurii Târgu Jiu. În Liga 1 au 31 de puncte și noi 18. Dar pe ce loc suntem noi? Pe locul 7, doar cu 18 puncte. Foarte slabă clasarea noastră din acest sezon. Din păcate, asta este, trebuie să revenim cumva. Acesta a fost episodul nostru de astăzi. Nu uitați să lăsați un like. Până data viitoare, rămâneți cu bine și sayonara!